Bun găsit la emisiunea Dincolo de aparențe. Avem ca invitați două persoane, două personalități, doi oameni care se pricep foarte bine la a da răspunsuri, așa cum ați văzut și în emisiunea anterioară. Părinte Mosor, bine ați venit și în ocazia aceasta împreună cu noi. Bine v-am găsit. Domnul pastor Titi Hodnoc, bine ați venit. Vom avea în centrul atenției subiectul creștinului legat de biserica lui în care merge. Creștinul și biserica. Vom atinge mai multe aspecte și vom încerca, cu ajutorul lui Dumnezeu, să găsim răspunsuri la problemele pe care astăzi societatea le are. Și, în mod special, mă refer aici la faptul că bisericile oarecum încep să se golească. Pentru început, aș vrea ca să vă întreb, ce e biserica? Ce poate să înțeleagă un om atunci când se gândește la biserică? Biserica e doar o clădire sau înseamnă mai mult termenul acesta de biserică? Vă rog, părinte. Noțiunea de biserică are, să zic, mai multe conotații, înțelesuri. Și un prim înțeles ar fi acela de comunitate de credincioși. Comunitate sacramentală sau comuniune. Oameni care au aceeași credință, exact, și împărtășesc în general aceleași gânduri cu privire la destinul lor, atât aici în viața aceasta, cât și la viața de dincolo. Un alt înțeles al bisericii ar fi acela cel mai simplu de lăcaș de închinare. Și mai trec așa în revistă și înțelesul de biserică bunoară națională. Zicem biserica rusă, biserica greacă, biserica română. Deci, iată, câteva conotații. Sau biserica luptătoare, cum există la noi în creștinism, și biserica triumfătoare. Biserica luptătoare este cea de aici, biserica triumfătoare, cea care este dincolo. Așa. Domnule pastor, din punct de vedere scripturistic, biserica nu se referă la zidurile, la clădire, ci se referă la acei credincioși care l-au primit pe Iisus Hristos ca un mântuitor personal, se numește trupul lui Hristos. Și frumos spune că capul acelui trup este Hristos. Deci vedem capul, trupul este cine? Hristos. Aceasta este biserica conform Sfintele Scripturi. Iar din punct de vedere social au poate multe, multe alte denumiri. Da, observ că ambii invitați au subliniat faptul că biserica în primul rând nu e construcția. Ori noi de cele mai multe ori punem accent pe construcție, pe ziduri, pe elemente de mobilier și așa mai departe și spunem că aceea e biserica. Pe când, dacă ne aducem aminte, în Sfânta Scriptură găsim biserica din casa lui, casa cutăruia și așa mai departe, un loc în care se adunau niște oameni. Așa cum ați zis și foarte bine a subliniat lucrul acesta, oameni care gândesc la fel, care au aceleași principii, au aceleași gânduri și despre viață. Chiar aceleași simțăminte. Exact. Da? Și găsim în Vechiul Testament, poporul evreu vedea templu ceva mult mai superior decât Dumnezeu. Templu. Deci clădirea o făcuseră mai importantă decât cel care trebuia decât să locuiesc pe Dumnezeu. Dacă jura pe Dumnezeu, nu era atât de mare păcat. Dacă jura pe templu, era foarte mare păcat. Da. Și Domnul Hristos, când a fost pe pământ, s-a uitat așa la templul acela și plângea. Și a zis, mult am dorit să vă strâng, cum strânge cloșca, pui sub aer. Zice, dar n-ați vrut. Să va lăsa casa goală, adică clădirile acelea vor fi dărâmate. Știm pe timpul romanilor unde a fost distrus. Oamenii s-au uitat mai mult la ziduri. Ei, noi cred că ar trebui, din punct de vedere scripturistic, să ne ocupăm mai mult de trupul. Latura spirituală, trupul, da, lui Hristos Hristos. De aici se naște întrebare. Bun, și biserica ca și construcție, lăcașul de cult, de ce l-a inventat, de ce l-a înființat Dumnezeu? Care a fost scopul pentru care Dumnezeu a spus să se construiască un locaș sfânt? În a doua carte a Bibliei este subliniat lucrul acesta, vă rog. Cred că lămurirea acestei întrebări ne-o dă Mântuitorul Hristos,
care spune că acolo unde vor fi doi sau trei adunați în numele meu, voi fi și eu în mijlocul lor. Aceea e o biserică așa, într-un biserc, da. Iar obârșia ca atare a templului celui nou, a bisericii de astăzi, este cortul mărturiei din Vechiul Testament, apoi templului Solomon, templului Irod, rezidit de Irod, așa cum știm, și din care doar urme mai sunt astăzi la Ierusalim. Și bineînțeles, configurarea acestei biserici și statornicirea ei, așa cum o știm noi astăzi, s-a făcut în decursul timpului. Tot în ideea aceasta că Dumnezeu vrea să ne vadă adunați în numele Lui, să ne vadă ca, așa cum o citat domnul pastor din Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, să ne vadă Dumnezeu precum dorește cloșca să-și vadă puii săi sub aripi și El să fie Cel care să ne arate calea care duce la mântuire. Așa. Da, de asta, vă rog. Poftiți. De asta s-o și, vedeți, și bisericile s-au căutat, mai ales în vechime, să fie construite în locuri vizibile, ca omul s-o deslușească ușor, s-o depisteze ușor. Să vină în întâmpinare ba în încă din orice poziție a satului, a comunității umane respective, el să aibă întâi gândul îndreptat acolo la biserică și implicit spre Dumnezeu. Că acolo locuiește Dumnezeu. Iată o altă subliniere. Deci acolo locuiește Dumnezeu. E casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu, exact, cum exact. Este de altfel și numită. Dar mulți ar putea să spună, da, trupul nu este templul lui Dumnezeu, ce mai trebuie și alt templu în altă parte. Păi da, dar în templul meu nu încap nici 10 credincioși. Exact, în cap de-abia eu. Da, da, templul acesta este doar pentru mine. Corect. Pentru mine. De ce a vrut Dumnezeu construirea? Pentru ca acolo să adune și credincioșii. Deci relația cu Dumnezeu și relația cu aproapele. Acolo este locul unde se pot întâlni, se pot ruga, pot crește din punct de vedere al credinței și pot să cunoască lucruri frumoase. Dar se nască sentimente deosebite în biserică. Așa, așa. Între olaltă, deci între credincioși și între ei toți și Dumnezeu. Deci acolo întâlnirea este pe orizontală, dar și pe verticală. Corect, foarte bine a spus. Aș vrea să mergem puțin mai departe. În general se spune, și am auzit de multe ori vorba aceasta, că oamenii în general merg la biserică în vreme de criză, atunci când unii sunt bolnavi, atunci când trec prin greutăți, iar când le merge foarte bine, mai uită de biserică. Care e rolul bisericii în timpul crizei? Avem pe împăratul Solomon care atunci când a sfințit templul a zis când va veni, când se va întâmpla. Haideți să amintim câteva elemente care definesc rolul clar al bisericii în contextul unei societăți agitate, tulburate, chinuite. Eu aș spune și în timp de pace. Nu numai în timp, în timp de pace eu trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu, să-i aduc laudă la adresa lui Dumnezeu. Și atunci când este criză, așa cum a spus și Solomon, Doamne, dacă vor striga la Tine, dacă Te vor ruga, ascultă-le de acolo din ceruri rugăciunea pe care e o înalță. Deci vedeți, biserica are rolul ca acel credincios să poată să strige la Domnul și Domnul va asculta. Bun, părinte, să vă spun o întrebare. Eu nu mă pot ruga acasă? Eu aș vrea să merg pe aceeași idee. Așa, vă rog. Și să spun că întrebarea noastră țintește caracterul omului. Uh-huh. Ați spus întrebarea de ce în momente de criză omul îl caută exact. Pe Dumnezeu, caută biserica, iar când o duce bine, întoarce spatele bisericii și întoarce spatele lui Dumnezeu. Vă rog, poftiți. Este aici, într-adevăr, și o chestiune care privește caracterul nostru și care aspect ține și de viața noastră cotidiană, nu numai cu raportare la Dumnezeu. Când avem nevoie de cineva, suntem în stare, nu știu ce să-i facem, chiar să ne plecăm să-i sărutăm vârful pantofului. Și nu dau exemple, că începând de la bunoară, de la mă ruga să-mi găsesc un loc de muncă, până la a reuși la un examen, să-mi pună cineva o mână de ajutor la o împrejurare ca asta, dar exemplii se pot înmulți la nesfârșit. Deci,
dintr-o dată mă văd un om sensibil, un om care chiar îmi vin și lacrimi în ochi, iar când mi-am văzut, cum se spune în popor, saci în căruță, la revedere. Deci ar trebui să ne verificăm mai mult pe noi înșine și așa cum spunea domnul pastor, mai ales atunci când ne e bine să ne ducem la Dumnezeu, să-i mulțumim și să fim preocupați ca rugăciunea noastră de mulțumire să fie chiar mai fierbinte decât rugăciunea de cerere și rugăciunea de slavă. Văd că ați dinamitat ideea de interesul poartă fesul, adică n-ar trebui să mergem la Dumnezeu doar când avem nevoie. Să știți că asta este chestia care trebuie să ne stârnească un sentiment de jenă că suntem așa. Chiar un sentiment de jenă. Da. Înseamnă că suntem niște cerșetori, efectiv. Nu, dar privește caracterul nostru aspectul ăsta. Caracterul vă rog, nostru. Poftiți. Timp de criză, mi-aduc aminte de profesorul meu de sport. Eram pe teren, a venit o ploaie și am mers repede la o clădire pe un cerdac. Și el spunea că este ateu, nu crede în Dumnezeu nimic. Și a turnat tot așa și îl văd că face semnul cruce. Zic, da, ai zis că ești ateu. Mă, taci că te trăsnește Dumnezeu. Dar unde? Că ai zis că nu este. Deci timp de criză, indiferent că ești creștin, că nu ești creștin, strigi la Dumnezeu. Și am zis, de ce? Spui, domnule, sunt ateu. De ce strigi? Pentru că în tine, pentru că ești creat de Dumnezeu, a rămas o mică sămânță de temere de Dumnezeu. Și în timp de criză apelezi la acea sămânță și strigi, Doamne, ajută-mă, taci, mă, că te blastă. Sau Doamne, scapă-mă. Doamne, scapă-mă, exact. Bun, aș vrea să mergem puțin mai departe. Avem exemplul Domnului nostru Iisus Hristos și exemplul Sfinților Apostoli. Ce spune Sfânta Scriptură, și știu că aici aveți suficiente argumente, cu privire la Domnul Iisus Hristos și relația lui față de biserică, dacă mergea la biserică, dacă era prezent la serviciile de închinare sau dacă nu, și apostoli. Vă rog, poftiți. Păi de multe ori îl descoperim pe Mântuitorul Hristos în templu, începând chiar cu 12 ani. Așa. În afară de asta, nu numai că îl descoperim acolo și le vorbea celor din templu, dar să și-a achitat de datoriile față de templu, ceea ce presupune un atașament. Când și te achizi de datoriile față de templu, zicem, templu de astăzi sau biserica de astăzi, asta înseamnă că ești integrat și ești, într-adevăr, acolo ca de când lumea. Nu ești doar deci, un vizitator. Da, un efemer un acolo. Da. Așa. Și Mântuitorul știm cu bănuțul din gura peștelui, da. Care o trebuie să-l trimită la templu și să plătească darea sau dajdea. Și deci asta presupune că el era atașat față de templu și nici nu putem să ne imaginăm altfel. Pentru că, de fapt, pentru el era făcut templu și pentru el sunt făcute toate templele de pe lumea asta. Da, dar el, deși era șeful, între ghilimele, templului, nu l-a disprețuit, nu l-a părăsit, ci a participat regulat. L-a prețuit templul. Sigur. Inclusiv atunci când îi găsește pe zarafi în templu, așa ca să arate încă o dată și respect, cu vârf și îndesat prețuirea față de templu și respectul care trebuie acordat templului, pune mâna și pe bici și răstoarnă mesele schimbătorilor de bani. Deci, da, o să revenim aici, că o să avem câteva lecții din istoriile astea. Poftiți, vă rog. Deci, din ceea ce s-a spus, Domnul Hristos face un obicei. Pentru că în Luca, capitolul 4, versetul 16, după obiceiul său, el intra în sinagogă, lua cartea și citea. Deci nu era doar un vizitator, ceea ce am subliniat mai înainte. Deci el se implica. Dar interesant lucru, am mai găsit un text în Sfânta Scriptură, în Evrei 10:25. Așa, vă rog. Că unii au obiceiul de a părăsi biserica. Și am zis, domnule, obiceiul meu e de a părăsi, în Evrei 10:25, unii au obiceiul de a părăsi. Da, Sfântul Apostol Pavel spune să nu părăsim adunarea cum au unii obiceiul. Unii obicei. Deci eu am spus că au obiceiul acesta de a părăsi. Iisus are obiceiul de a merge. Acum eu după cine merg? După Iisus sau după propriile mele inclinații sau dorințe ale mele? Și spun că sunt creștin. Sau după rătăciții care părăseau atunci biserică. Exact. La care deci se referă el. Nu e un model. Care e modelul? Deci din cele două modele, unul al lui Iisus
și a Sfinților Apostoli. Celorlalți, da? Deci după care model mă iau? Exact. Asta e întrebarea. Și atunci pot să spun dacă sunt creștin sau nu sunt creștin. Dacă merg după modelul lui Iisus, e un lucru extraordinar de frumos. Dacă merg după propria mea dorință, rămân în după... Istoria Faptelor Apostolilor, Biblia spune că ucenicii, Sfântul Apostol Pavel și ceilalți ucenici, mergeau după obiceiul lor în sinagogă. La da. Vremea aceea nu erau bisericile cum sunt astăzi, dar era forma aceea evident de închinare. Că da, evident în, că da. Bun. Și Pavel așa, în faptele. Nu e relevant neapărat cum arăta ca forma. Exact, nu forma conta. Era problema de unitate. Sigur în, că da. Faptele 17 cu 12 și obiceiul lui Pavel era. Mergea și spune că 3 zile a mers, s-a rugat cu cei credincioși și au participat împreună la slujba respectivă. Nu numai atâta, dar urmând exemplul lui Iisus, cum vedem că se sfârșește Evanghelia lui Luca 24 la 53, da, da. 53, ucenicii după înălțarea lui la cer erau toată vremea în biserică sau în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Care e exemplul urmau ei, dacă nu chiar a lui Iisus? Da. Bun, ați subliniat faptul că Domnul Iisus Hristos și apostolii mergeau la templu și citeau din Sfânta Scriptură. Care ar trebui să fie atitudinea creștinului, a participantului la serviciile religioase de închinare atunci când merge la biserică? Știți că în ziua de astăzi sunt o grămadă de probleme și asta nu e o chestiune care e izolată. De obicei e multă vorbăraie, e multă gălăgie, aproape în anumite situații, dezordine. Ce sfaturi găsim în Sfânta Scriptură cu privire la atitudinea pe care ar trebui să o aibă credinciosul atunci când vine înaintea lui Dumnezeu? Vă rog. Sfântul Apostol Pavel a avut grijă și de asta. Așa, spuneți. Și ne-a arătat cum trebuie să stea bărbații în biserică, cum trebuie să stea femeile. Ce atitudine trebuie să aibă și la biserică trebuie să ne întrebăm de cine ducem. Începând de la ținut. Deci, când plec de acasă, domnule, de ce mă duc eu astăzi la biserică? Trebuie să fiu mereu așa cu conștiința trează, să conștientizez actul pe care eu îl săvârșesc. Nu mă duc acolo în virtutea unei inerții, așa, sau dintr-un reflex de ăsta chiar necontrolat și neluminat. Mă duc la biserică pentru cu tare lucru. Acolo voi avea cu tare atitudine. Nu vreau să vorbesc cu nimeni, nu vreau să judec pe nimeni în biserică. Nu vreau să văd cum e îmbrăcat cu tare și ce papuci poartă cu tare. Acolo trebuie să am o atitudine de cea mai cuvioasă și mai cuvenită reverență față de toată lumea de acolo. Păi stați că dumneavoastră ați demolat niște chestii care sunt atât de practice în ziua de astăzi. Oamenii merg la biserică ca să vadă cum e îmbrăcată țața Mărioara, cum e Lelea Catinca, eu mă știu. Înseamnă că m-am dus pentru asta. Și atunci deci eu... trebuie să mă analizez, să mă autocenzurez și ca să pot constata la sfârșitul slujbei, măi, ce am înțeles eu din slujba de astăzi? Cu ce mă întorc eu azi acasă? Mă întorc îmbogățit sau mă întorc mai sărac decât atunci când m-am dus? Să am iertare, dar pentru că suntem în zona asta în care Ion Creangă e foarte bine cunoscut, știți că Ion Creangă la un moment dat are o vorbă care spunea așa, se ducea bou și vinea vacă, așa, adică nu da, era da, nicio da, modificare. Nicio modificare. Bancă a te duce bou și a venit vacă, înseamnă un pas mai jos, cel puțin. Da. O treaptă mai jos. Da. Da. Vă rog, ce spune Biblia despre atitudinea noastră? Eclesiastru, Solomon, ne spune ceva, un om înțelept care el a construit acel templu și acum vrea să dea un sfat celor de atunci și este valabil și pentru noi în ziua de astăzi. Vă rog să citiți. Și în Eclesiastru, capitolul 5, cu versetul 1, spune așa, păzește-ți piciorul când intre în casa lui Dumnezeu și apropii-te mai bine să asculți decât să aduci jertfă nebunilor. Că cei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Interesant ce spune Solomon. Da, reia Sfântul Apostol Pavel, reia problema, sau o reia într-un fel și Mântuitorul, iar când vă rugați, să nu rostiți multe ca păgânii. Ca păgânii. Așa. Dar asta mi-a adus aminte din ce ați prezentat dumneavoastră și de acel rug al lui Moise,
din care aude glasul acela, lăsând la o parte, că ardea și nu se mai mistuia. Rugul aprins, da. Da. Zice, descalță-te de încălțămintea ta, că locul pe care stai este loc sfânt. Poate locul acela prefigura într-un fel chiar biserica și templul în general. Deci fii atent în ce loc ai intrat. Rostește rugăciunii când intri în biserică. Gândește la sufletul tău, gândește-te la destinul tău veșnic. Și gândește-te cum ți-l ai putea apropia pe Dumnezeu ducându-te. Și ar trebui să ne mai gândim toți, că e valabil și pentru noi cei de aici. Corect, corect. Așa, când ne ducem la biserică, zicem, Doamne, dacă asta e ultima mea mergere la biserică, așa, l-aș putea îndupleca chiar astăzi pe Dumnezeu să mă ierte de păcate, să mă primească în împărăția sa, să mă mântuiască? Astăzi e ultima ocazie, ce fac eu? Deci, ce ar fi să ne punem problema? Foarte bine ați subliniat faptul că noi la biserică mergem nu să ne întâlnim unul cu alții, chiar dacă părtășia, relația aceasta are un rol important, dar elementul cheie are întâlnirea cu Dumnezeu. Noi pentru asta mergem. Că acolo e casa lui Dumnezeu. E casa, e locul lui. Tocmai asta vreau să subliniez. În casa lui Dumnezeu nu poți să faci ce ne ducem în gaz de la Dumnezeu acolo. În gaz de la Dumnezeu. Da. Și mergând în gaz de la Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, și să adui jertfă nebunilor. Eu aici când am citit am rămas surprins, Doamne, eu merg la biserică și în loc să-ți aduc jertfă ție și să fie să aduc nebunilor, cine? Oameni care nu mai judecă. Când tu te duci la biserică și te ocupi cu altceva, aici spune mai bine, ascultă, nu deschide gura și te apucă și vorbește. Este acolo acea persoană care ține slujba respectivă, fii atent la el, ascultă. Înțelege, îmi spunea tata când eram mic, zice, măi, când mergi la biserică, ia-ți un carnețel și un pix. Zic, tată, dar ce să fac? Să desenez? Nu. Să scrii, să notezi ceea ce se prezintă ca să poți înțelege ceva și mintea ta să fie acolo cu Dumnezeu. Că altfel nu poți. Și dacă eu deschid gura și eu vorbesc, cel care ține slujba, prezintă cuvântul și eu vorbesc cu țața Ileana sau cu Bădi Vasile și discut altceva, care este scopul? Nu cumva eu aduc jertfă nebunilor? Nu cumva eu sunt împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu dezaprobă mersul meu la biserică? Și atitudinea mea? Dumnezeu ne-a creat speciali. Avem anumite caracteristici care sunt definitorii. Nu putem să și respirăm, să și înghițim în același timp, pentru că glota blochează. Nu putem să și vorbim, să și ascultăm în același timp. Mi-aș permite să adaug aici că, așa cum spuneam și în altă împrejurare, tot împreună cu dumneavoastră, depinde de caracter. Și aici aș zice că nu atât de caracter, deși atinge și o latura caracterului, aici depinde și de educația fiecăruia din noi. Și am putea vorbi chiar de o educație creștină, pe fondul unei educații generale. Deci omul se prezintă și în funcție de instrucția lui, chiar într-un loc, să presupunem chiar că vine cineva, vine un străin în biserică, în casa de adunare, și el se trezește acolo adus de un prieten, zicem, din țara noastră, care face parte din comunitatea aceea de credincioși, băi, uite, eu mă duc la biserică sau mă duc la casa de adunare. Eu sunt sigur că acel străin nu va deranja pe nimeni. Chiar va căuta să deslușească el însuși ceva de ce se săvârșește acolo în fața ochilor lui. Și va căuta cu mare interes să se lămurească și asupra celor din jurul lui. Cum ascultă ei, cum sunt ei receptivi la ceea ce se spune acolo. Ca eventual, când se duce la casa lui, în țara lui, un străin care se duce, deci, se trezește ducându-se de un prieten în templu sau la biserică, așa, el trebuie să fie atent și va fi întotdeauna un străin atent să deslușească și să prindă tot ceea ce se desfășoară acolo.
Și din delicatețea lui, din educația lui. Deci. Și m-aș întreba, de ce face un străin și eu creștinul care merg... Da, da. De ce? Și care am mai mari obligații ca el, eu mă comport altfel. De ce? Nu cumva m-am obișnuit. Da, da. Deci eu cred că noi am uitat ce înseamnă biserica. Nu mai dăm însemnătatea bisericii. Cred că este o sală de cult sau cred că este o sală, un cămin cultural sau o sală de ședință sau altceva. Deci noi trebuie să înțelegem că mergem la biserică, ne întâlnim cu Dumnezeu. Nu ne întâlnim cu altcineva. Deci este prezent Creatorul. Mă gândesc, dacă te-ai duce într-o sală și te întâlnești cu președintele României, care este reacția ta? De, atitudine. Cu minte liniștit, ești atent, dar să stai în fața Creatorului. În fața lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu, a universului acesta. Deci noi, cred că ne-am acomodat prea mult cu biserica și nu-i mai dăm însemnătatea care trebuie să o aibă biserica. Nu mai considerăm ca fiind casa lui Dumnezeu, ci exact. Într-un fel casa noastră. Sau deci, o casă oarecare. Sau o casă oarecare. Deci, cum a spus Solomon, păzește-ți piciorul când intri. Adică ai un respect deosebit când intri în casa lui Dumnezeu. Stai, așează-te, roagă-te, studiază, deschide cuvântul lui Dumnezeu și fă ca totul să fie așa cum vrea Dumnezeu. Bun. Deci, cred că aici trebuie invocat și locul acela unde Moise, într-adevăr, trebuia să se descalze, că era un loc exact. Sfânt. Așa e. Da. Locul nu era locul sfânt, era prezența lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu, da, face locul spune, sfânt. Și face locul, face locul sfânt. Sfânt. Așa, sigur că... așa. Ați amintit puțin mai înainte de faptul că la biserică nu poți merge oricum. De la pregătirea sufletească, pregătirea fizică, pregătirea psihică, e nevoie să avem o anumită atitudine care să ne pregătească pentru prezența la biserică sau putem merge oricum? Sub nicio formă oricum. De ce? Vă rog. Tocmai din respectul acela de care se pomenea aici, față de locul la care ne ducem și de respectul celui care este, să zic, gazda locului, care este însuși Dumnezeu. Dacă ne ducem oricum, începând chiar de la aspectul nostru exterior, deci la biserică trebuie să mă duc în cele mai bune haine, să mă duc cel mai curat cu putință, trupește, dar mai ales, și asta e important, să mă duc pregătit sufletește. Că aici ne spune însuși Mântuitorul în predica de pe munte, nu? Sigur, sigur. Ne spune de felul în care noi trebuie să ne ducem și cu darul. Spune că dacă te duci la altar și ai cu cineva ceva, întoarce-te și împacă-te întâi cu părâșul tău și pe urmă să duci darul la altar. Ceea ce este foarte relevant și foarte sugestiv în același timp. Vă rog. Mi-aduc aminte de Petru. Era în acea barcă și când Domnul a strigat, aveți copii ceva de mâncare? Și Ioan zice lui Petru, Petre, e Domnul. Știți ce face Petru în prezență? Se îmbracă. Se îmbracă. Se îmbracă. Se aruncă în apă. Și se aruncă în apă, cum îmbrăcat. Oare cum să nuți în apă îmbrăcat? Nu nuți chiar era atât de ușor. Era atitudinea față de Mântuitor. Deci vedeți, un respect deosebit. O cuvință deosebită. Deosebită. Deci. Ne-aduc aminte, povestea un prieten, a fost la Moscova și acolo s-a dus să-l vadă pe Lenin, cel care este pus în secriu, aranjat frumos acolo. Și când, mumificat. Și când da. Stătea la coadă, era vară, era cald, vine un jandarm de acela și îi dă un veston și îi spune, îmbracă-l. Dom'le, dai cald. Zice, dacă vrei să intri acolo, îmbracă-l. L-a îmbrăcat, dar n-a încheiat toți nastorii. Zice, încheie-l și ăla. Dom'le, dai, zice, dacă vrei acolo, bine, dacă nu uite, ești din rând, știi, du-te. Și zice, am trebuit și mă gândeam, zice, cât respect are față de un om pământean, dar față de Dumnezeu. Nu trebuie să avem un respect mult mai mare. Felul de a veni la biserică, îmbrăcămintea, spune mult ce este în interior, vorbirea și cum ați amintit, pregătirea sufletească și așa mai departe. Chipul nostru pregătit. Exterior, dar mai ales cel interior trebuie să fie. Exact. Până la momentul acesta am stabilit că biserica e lui Dumnezeu și Dumnezeu ne cere să avem o atitudine frumoasă, pozitivă, plăcută față de El. Vreau să mergem mai departe cu... întrebarea, de ce oamenii astăzi
părăsesc sau merg mai rar la biserică? Care credeți că ar fi câteva motive pe care oamenii le pot invoca? Nu că ar fi și reale în fața lui Dumnezeu sau ar fi solide în fața lui Dumnezeu, dar oamenii le pot invoca pentru ca să nu mai meargă la biserică. Vă rog. Din observația mea, și care corespunde exact cu întrebarea pe care ne-o puneți, primul motiv al acestei îndepărtări de Dumnezeu și de biserică ar fi faptul că oamenii de astăzi sunt copleșiți de grija pentru cele ale traiului zilnic. Problemele sunt mult mai multe decât dinainte de 89, mult mai multe. Oamenii s-au aglomerat și se aglomerează și cu lucruri care nu le sunt de niciun folos, cele mai multe. Nu mai văd, să zic, pădurea din cauza copacilor și, cum vă spuneam, grija pentru cele materiale îi copleșește pur și simplu. Altceva, vă rog. Mă gândeam, oare obișnuința, cu oamenii să o obișnuiești, după ce te-ai obișnuit cu un lucru, de exemplu, dacă vine la o biserică un preot străin din altă țară, câte lume vine la biserică? Foarte multe. De ce? Curiozitatea. De ce a venit să auzim? Iar după aceea ce se întâmplă? Este o obișnuință. Omul se obișnuiește. O rutină. Da. Și rutina aceasta, pentru că omul nu înțelege care e rolul bisericii, de ce trebuie să merg eu la biserică, omul se uzează într-un cuvânt. Dar nu vrea să înțeleagă că în Sfânta Scriptură, așa cum am spus mai înainte, cineva obișnuia să meargă la biserică, Iisus. Și vrășmașul spune, zice, dai acasă, ai Trinitasul, ai Speranța, ai Credo, ai destule posturi religioase. Ce să te mai duci tu la biserică? E vânt, e frig, e condiții. Spune fel de obstacole. Comoditatea apare elementul ăsta. Da, mi-aduc aminte de un bătrân care mergea la biserică, indiferent că era vreme bună, că era furtună, indiferent el mergea la biserică. Și când nu ne vedea că pe unii dintre noi nu mergeam, când venea de la slujbă, nu se ducea acasă, venea pe la noi, deschidea ușa și zice, sunteți creștini numai de vreme bună? Și eram copil mic, dar mi-a rămas... Ce tulburătoare întrebare. Da. A rămas... Eram copil și acum încă îmi merge minte. Dar sunteți creștini numai mai de vreme bună? Eu mi-a venit acum în minte o expresie care e foarte des folosită. Te duci la biserică din an în Paște, adică de anul nou și la Paște, la Crăciun și la Paște. De ce s-au obișnuit oamenii să meargă doar la astea două evenimente, două sărbători mari? De ce între timp oamenii nu sunt interesați de biserică? Ce se întâmplă? Ce credeți că ar trebui să facă biserica pentru ca oamenii să dea deoparte scuzele astea pe care le tot aduc, comoditatea, indiferența? Eu cred că sunt multe cauze. Unele și pe care noi nu le vedem. Dar care le cunoaștem cât de cât. Cele pe care le vedem, așa în afară de ce s-a menționat aici, ar fi că slujitorii de astăzi nu prea mai sunt corespunzători. Deci slujitorii de astăzi au ei înșiși alte probleme față de slujitorii de acum, să zicem, 50 de ani, 60 de ani. Nu putem face abstracție de lumea care ne înconjoară, de societatea în care ne aflăm. Nu putem face abstracții. Ne înghite ca un sorb. Toată această avalanșă de probleme care sunt în societate și noi făcând parte în societate avem aceleași probleme, noi slujitorii. Așa. Și deci poate devotamentul nostru nu mai este același. Fidelitatea noastră nu mai este aceeași. Dârzenia noastră de a-L propovădui pe Iisus, de a propovădui vestea cea bună, Evanghelia sa, nu mai este aceeași. Credeți că omul simte treaba asta? Eu cred că simt. Și eu cred treaba asta. Poftiți. Biblia ne dă un răspuns. Zice, căutați cărările cele vechi.
Interesant ce spune Biblia. Acele cărări care au adus rezultate. De ce oare oamenii în trecut erau mai credincioși, mai aproape de biserică, chiar și slujitorii lui Dumnezeu erau mai credincioși, și pastori și conducători, toți erau mai credincioși. Știți de ce? Pentru că erau mai aproape de Dumnezeu. Acum, datorită tehnologiei, datorită secolului în care trăim, așa cum bine a spus, ne înghite, ne ia înainte. Iar noi, ca slujitori, nu mai avem timp suficient pentru a ne pregăti să facem programe care să-i satisfacă pe credincioși, să-i atragă pe credincioși și să fie mulțumiți de ceea ce, de slujba pe care este prezentată. Că este așa, ne-o dovedește și faptul că la unele biserici, unde preoții sunt devotați și unde credinciosul simte că acela este trup și suflet pentru biserică, acolo nu-i goală biserica. Uh-huh. În afară de asta, aș mai menționa și fenomenul Arsenie Boca, care trebuie să ne pună iarăși pe gânduri. Deoarece oamenii care se duc acolo valuri, au simțit că omul acela a fost într-adevăr un asemenea propovăduitor al lui Hristos, prin tot ce a spus și a făcut. Deci unul care s-a integrat într-o totul în lucrarea aceasta și în laboratorul acesta sacru al mântuirii, care este biserica, el a fost, dacă vreți, un dispecer la cel mai înalt nivel. Așa se explică faptul acesta. Înseamnă că atitudinea conducătorului se molipsește în cel care este urmaș. Se transmite fără discuție. Sigur. Bun. Deci înseamnă că în situația aceasta, biserica nu mai răspunde nevoilor oamenilor. Și dacă atunci tarabele sunt goale, nimeni nu merge la piață. Nu mai au acele slujitori de asta, nu mai au acele papile, acele detectoare care să simte ce ar vrea credincioșii astăzi. Mm-hmm. Acum, care preocupați este de altceva în loc să dibuiască acele, dacă vreți, nevoi ale omului și contemporan. Care este soluția? Oare credincioșii ne-ar putea ajuta? Sfatul meu este ca credincioșii să poată să vină la acel conducător și să spună: pastore sau cel care sau părinte, este părinte, vrem cu tare, vrem să ții o slujbă despre cu tare, vrem să ne spui. Vreau să ne răspunzi la întrebările cu tare. Să ne răspunzi. Da. Deci dacă conducătorul religios are vreo scăpare, cred că credincioșii ne-ar putea ajuta. Chiar am citit o statistică foarte concretă despre motivele care îi fac pe oameni să nu vină la biserică și pe locurile fruntașe era exact ceea ce s-a subliniat, faptul că slujba de multe ori nu mai corespunde nevoilor, întrebărilor, frământărilor omului. Mă bucur foarte mult că s-a atins acest subiect. Credeți-mă că odată, eu am spus într-o predică de-a mea, așa, că pe lângă pomelnicul ce se aduce acolo la altar, zic, m-ar încălzi foarte mult la inimă să-mi aduceți și o listă cu întrebări la care m-ați provocat să răspund. Și chiar dacă la unii nu v-aș putea răspunde atunci, în ziua aceea, v-aș cere răgazul ca după o săptămână, după două, să vă pot răspunde. Ce frumos ar fi. Da. Am ajuns la o concluzie. Până aici am ajuns să le spun. Că stând de vorbă cu credincioșii, știi ce îmi spun unii credincioși? Dom'le, dar n-avem curaj. Cum să deranjăm pe pastor, pe părinte? Dar nu-i frumos. Zic, omule, dar dacă tu pleci cu inima nehrănit, atunci este mai bine. Și le-am spus, deranjează-i și spune-le nevoia ta, spune-le ce vrei și el să-ți poată îndeplini nevoia aceasta. Poate asta trebuie să ne spună de faptul că noi n-am ajuns încă destul de familiari cu credincioșii noștri. De apropiați. Exact. Bun, vreau să mergem puțin mai departe, că timpul ne zorește, și să ating un subiect. Sfântul Apostol Iacov dă un exemplu de o situație în care în aceeași biserică intră un om îmbrăcat foarte, foarte, foarte bine, cu inelul de aur în deget, adică o persoană cu multe posibilități financiare, și în aceeași biserică intră și un sărac, un îmbrăcat smerit, prost.
Care era atitudinea pe care a amintit-o Apostolul Iacov atunci și care aduce un grav prejudiciu și astăzi în biserică? Ei, uitați, aici este oracele la noastră slujitorilor. Păi tocmai de aia am pus-o. Eu personal am pledat și am simțit că trebuie să pledez să nu facem sluji decât în fața lui Dumnezeu. Mm-hmm. Să nu ne plecăm fruntea decât în fața lui Dumnezeu. Ajutorul meu este Domnul și nu mă voi teme ce va face mie omul. Mm-hmm. Așa. Psalmul 100, așa. Deci noi ar trebui să fim mai puțin slugarnici față de mărimurile zilei. Așa. Și aș vrea să mă aud toate mărimurile din țara asta. Așa. Și neexcluzând respectul pe care le-l datorăm, neexcluzând asta, e, cuviința omenească, dar în anumite limite. Sigur, cinstea, nu e problemă. Cui cel cu cinstea, cinstea, cel cu dajdea, dajdea. Și mai departe. Deci, nu accept însă niciun fel de slugărnicie și niciun fel de distrugerea personalității mele, chiar în cazul citat aici la Sfântul Iacob, minimalizând și desconsiderând valoarea unui semen al meu care e mai prost îmbrăcat și dacă îl văd pe unul cu toate zorzoanele să fiu în stare până să-i sărut eu ca slujitor al bisericii mâna. Asta, sub nicio formă. Deci sub nicio formă, sub niciun motiv. Mă bucur că ați atins aspectul ăsta. Interesant. Domnul Hristos are soluția și spune o pildă. A venit la biserică un vameș și un păcătos. Un fariseu și un păcătos. Fariseul așa îmbrăcat bine, arinjat, s-a dus în locurile din față, iar păcătosul s-a așezat în spate acolo și spunea, Doamne, ai milă de mine. Celălaltul cu multe zorzoane spunea... Dar se confăptuiri mari. Zice, Doamne, dar eu îți dau, îți ofer. Într-un cuvânt, eu n-am nevoie de tine. Da, da. Cam asta era aproape problem. Aproape că s-a așezat deasupra lui Dumnezeu. Exact. N-am nevoie. Da. Și interesant, Domnul întreabă, care dintre cei doi s-au dus acasă? Mai îndreptat. Mai îndreptat. Mai, așa, sub aprecierea mea, pe care i-a apreciat și spune, zice, păcătosul. Cum adică acel sărac care intră în biserică poate să aibă o prioritate mai mare înaintea lui Dumnezeu decât un om care vine cu anumite pretenții? Deci la biserică eu nu viu cu pretenții. Ați amintit... Și încă un lucru, mi-aduc aminte că Domnul Hristos a clarificat pricina cea de taină. Când a luat acel lighean și acel prosop și s-a plecat și a... Absolut toți. Pe cine? Niște pescari, niște neînvățați, pe cei de jos. Și Domnul a spus, vreau ca să fie ce? O unită, una. Mi-a plăcut mult în biserică, la o cină, a venit niște romi. Și au intrat în biserică și eu am luat ligheanul și m-am dus spălbiu. Și ce? A zis, dar cum? Zic, da, asta mă învață Biblia. Se nu unul sus și unul jos, ci în biserică trebuie să fie egalitate. Părinte, ați amintit de slugărnicie. Citeam în ultima vreme faptul că biserica, în general vorbind de biserică, a scăzut oarecum în sondaje datorită implicării bisericii în anumite lupte politice. Ce părere aveți legat de aspectul ăsta? Și nu vorbim aici doar de Biserica Ortodoxă, că problema asta este o problemă generală. Așa. Ce părere aveți de implicarea bisericii și a slujitorilor altarului, slujitorilor lui Dumnezeu în politică? Sunt de partea celor care susțin că biserica nu trebuie să se implice politic. Extraordinar. Mă bucur tare mult de lucrurile Nu știu acestea. Care e opinia dumneavoastră, dar identic, puteți, aveți, absolut identic. Puteți aveți altă opinie. Corect. Pentru că biserica trebuie să-și vadă de lucrarea ei. Trebuie să-și vadă de ținta ei, statul de obiectivul ei. De treaba lui și biserica de treaba ei. Corect, da, neapărat. Asta nu înseamnă o absență totală a bisericii față de ceea ce se întâmplă în lume. Nu. Ci mai degrabă biserica să se implice în problemele lumii. Acțiuni sociale. Cu acțiuni sociale și, dacă vreți, în spatele celor care... sunt linia întâi acolo în front, ea să vină cu puterea din spatele acestora și cu învățătura ei mântuitoare și cu ideile ei salvatoare, morala dacă creștină. Vreți, și morala creștină, da, care da, sunt, da, de fapt, da. Ideile salvatoare ale lumii. Corect. Chiar și în momente de criză și în orice altfel de moment. De ce nu-i bine în politică?
Păi da, învăț pe ăia de acolo să fie credincioși. Și de ce nu-i bine? Pentru că dacă eu sunt la partidul X, mai pot propovădui Evanghelia partidului celălalt? Da. Cu siguranță că nu, pentru că în politică partidele sunt în dușmănii unul pentru altul. Dacă eu merg cu unul, iar celălalt sunt în opoziție și atunci mai pot eu să mă rog să propovăduie, să mă asculte celălalt, cu siguranță că nu se poate întâmpla acest. Așa este. Și foarte bine ați amintit, biserica are rolul ei de a-și face lucrarea, statul are rolul în plan spiritual. Păi nu slujiți la doi domni. Exact. Corect. Exact. Ce mai vrem aici? Ce mai vrem de mai mult decât asta? Și eu chiar aș aminti, chiar și școala să ocupe de educația copiilor, iar educația din punct de vedere spiritual să ocupe biserica. Ar fi foarte frumos ca părinții să-și aducă copiii la biserică. Exact, ce frumoasă ar fi biserica. Ce frumoasă ar fi biserica. Cu toate generațiile. Chiar, da. Și în cazul ăsta, uitați, ați atins aici o problemă foarte interesantă. Eu aș vedea, chiar dacă se scot orele din școală, se scot orele de religie, dar să fie un program riguros la toate cultele din țara noastră și, bineînțeles, și la biserica noastră, un program extraordinar de educație religioasă în biserică. Foarte bine. Și în casa de adunare, acolo e altă atmosferă. Așa. Acolo... Nu fac geografie la biserică, nici religie la școală. Păi nu-i așa? Și acum, părinte, eu, în momentul în care eram în școală, m-am luptat cu dilema aceasta. Eram învățat la biserică că Dumnezeu ne-a creat. La școală eram învățat că maimuța e responsabilă de faptul că am apărut noi. Strămoșul nostru, da. Și acum stau și eu și mă întreb, ca moșul eu în roată, cu cine votez? Cu evoluționiștii sau cu creaționiștii? Și de aia spun, biserica ar trebui să-și facă rolul și datoria să-și îndeplinească și atunci societatea ar arăta altfel. Altfel, cu siguranță. Și cred că aici are rolul pastorii, preoții, să mobilizeze copiii, tinerii, făcând prin programe atractive ca ei să vină și să se simtă și ei bine la biserică și să fie bucuroși. Și abia să aștepte să vină la anumite programe sau anumite evenimente. Ca să nu mai spun că toate acele cateheze adresate copiilor în biserică, în casa de adunare, trebuie să fie cu totul și cu totul atractive, ca așa cum ați spus, abia să aștepte copiii să ajungă acolo să le asculte. Da. Nu să se pună problema că cine se înscrie și cine nu. Să vii în masă copiii să asculte. Bunica mea mi-amintea foarte, foarte multe lucruri pe care le-am învățat la biserică în copilărie. Și a zis, n-am să le uit în veci. Ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să... Aș aminti ceva de copilărie. Da. Povestea cineva, e o doamnă pe o poziție mare acum și mi-a spus așa, zice, domnule, eram mică, mergeam la biserică și mi-a rămas în minte, a venit instructoarea aceea care se ocupa de noi, de copii, cu un lemn în formă de cruce și cu niște cuie și a spus, uitați-vă, cu cuile acestea a fost pironit Iisus și pe crucea aceasta. Mă credeți că eu acum sunt destul de înaintat în vârstă și acea imagine mi-a rămas în nu minte? Nu se mai poate uita. Sigur. Deci, vedeți, biserica trebuie să-și facă lucrarea care o are de făcut. Da. Aș vrea să amintesc un lucru pe care îl spune psalmistul în psalmul 122. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Referitor la chemarea aceasta, ce părere aveți? Ce ar trebui să facă cei care sunt mai apropiați de biserică, cei care sunt mult mai doritori de a participa la serviciile religioase cu cei care sunt mai nepăsători sau poate mai indiferenți? Ce părere aveți apropo de expresia aceasta, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului? Asta trebuie să o zic în primul rând o mamă, să o zic un tată, așa, să o zic un frate mai mare către cei mai mici, să o zic un bunic către copii și către nepoți și tot așa, din aproape în aproape, putem și cu cei din cadrul serviciului unde lucrăm să căutăm mijloace, să căutăm căi, să ajungem la inima lor și să le descoperim binefacerii bisericii. Principiul refacerii maionezei. Nu poți să refaci un lichean de maioneză, ci iei câte puțin. Și refaci. Poftiți? Acum când spun ca tată celuilalt, ce să vadă pe chipul meu? Bucuria sau obișnuința? Că dacă se vede bucuria aceea care tu o spui așa, plin de entuziasm, omul zice, mă, să știi că are dreptate.
și să știi că te urmează. Și când vine la biserică și vede un program atât de frumos și rămâne surprins, la rândul lui zice celuilalt, măi, a fost extraordinar de frumos. Și în felul acesta oamenii sunt atrași și găsesc o plăcere, da, în biserică. Da, câștigat el și el câștigă alții la rândul lui. El câștigă pe alții. Și acum, ca încheiere, o vorbă de suflet, ca părinte, ce le-ați spune celor care poate o bucată bună de vreme n-au mai fost la biserică? Câteva cuvinte. I-aș întreba. Așa, vă rog. Ce folos au de perioada aceasta când n-au fost la biserică? Să întrebe pe ei înșiși ce lucruri teribile au realizat, cum s-au simțit și i-aș mai ruga ceva. Să facă un exercițiu. Să abandoneze această stare de a nu merge la biserică, să-și propună bunoară să meargă la biserică 3 luni de zile, să facă exercițiul acesta. Și dacă nu o să simtă nimic și nu o să simtă refăcuți și luminați și întăriți și binecuvântați de Dumnezeu, la loc comanda, să-și revină la viața de mai înainte. Deci să fac un experiment. Un experiment, domnul un pastor, exercițiu. Vă rog, ce ați recomandat dumneavoastră celor care s-au rupt de biserică? Eu aș da sfatul lui Pavel. Pavel a trecut pe aici și spune așa, bărbaților, iubiți-vă, nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pentru sine, pentru ea. Trebuie să iubesc biserica pentru că această biserică, Iisus Hristos, a murit pentru ea. Și dacă a murit pentru ea, cred că merită ca eu să-L pot iubi și să fac ceea ce Dumnezeu spune. Mulțumesc mult pentru că ați răspuns la invitație, mulțumesc mult pentru dezbaterea acestui subiect. Dragi telespectatori, observați, biserica are o ofertă. Întrebarea este, vom beneficia noi de oferta aceasta pe care o are biserica? Dumnezeu vrea să se întâlnească cu noi. Vrem și noi să ne întâlnim cu Dumnezeu? Până data viitoare, Viorel Dascălu, gazda emisiunii, vă spune la revedere. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră și cu noi toți.